Băncile profită de neputința statului pentru că vând tot mai puține credite. Instituțiile bancare le oferă clienților un alt tip de produs, plata taxelor și impozitelor în rate. Omul scapă de o cheltuială mare, iar banca mai câștigă un client. Atenție însă, întârzierile la plata ratelor pot aduce penalități usturătoare. Povara impozitelor și taxelor poate fi ușurată dacă în loc să plătim toată suma deodată, o împărțim în rate egale. Deocamdată, statul nu oferă această facilitate decât în cazuri speciale. Băncile, pe de altă parte, au pregătit deja ofertele. Cu cardul de credit există opțiunea ca o anumită sumă, să zicem 100 sau 200 de lei, să fie împărțită pe rate egale, fără dobândă, pe o perioadă de 6 sau 12 luni. Practic, în momentul în care cineva optează pentru plata cu cardul online, are această opțiune. Poate primi chiar un SMS în care să confirme. Pe lângă plata integrală a sumei datorate către stat, o altă condiție este ca suma să fie mai mare decât un prag stabilit de bancă. Dacă aș avea probleme referitor la bani, le-aș plăti și în rate. Aș accepta și plata în rate. Plata în rate? Pentru cine n-are bani e super bine. Prefer să plătesc totodată să știu că am scăpat de griji. Toată lumea are de câștigat, mai ales băncile. În primul rând atrag clienți noi. În al doilea rând, în cazul întârzierii plăților, percep comisioane și penalități. Nu trebuie să scoatem bani de la bancomat cu același card, pentru că plătim atât dobândă cât și comisiuni de retragere numerar. Să evităm să folosim același card și la alte cumpărături. Dacă nu ne plătim rata la timp, dobânda penalizatoare poate să ajungă și până la 30-35%. Chiar și așa, specialiștii spun că este de preferat să rămânem datori băncilor decât statului. Valoarea dobânzii solicitate de bancă este mai mică decât valoarea dobânzilor și a penalităților de întârziere pe care le-aș fi plătit eu la buget. Practic, scap un pic mai ieftin cu un împrumut de la bancă cu o dobândă mai redusă. Deocamdată, statul oferă contribuabililor o singură facilitate. Cei care plătesc taxele înainte de 31 martie 2017 primesc o reducere de 10%.